Lume. Astăzi avem aici un amplificator 2x25W, dar bineînțeles că nu funcționează la puterea asta, funcționează undeva la 2x5W, deoarece este alimentat cu un transformator mai mic de 2x7V după filtraj. Vedeți aici filtrajul. Așa. Este un amplificator stereo în clasa AB, High Fidelity, TDA 2040. Se vede, eu am făcut circuitul, așa, se vede imaginea, așa. Nu este băgat în priză, sunt montate doar două boxe, se vede, două boxe de 30W, așa, deci, azi nu mai stăm mult de vorbă, lui voi da drumul. El are un mic bâjit, dar asta e de la cabluri. Acum am să redau sunetul de pe un CD player. Aici avem de-a face cu două integrate originale recuperate din niște televizoare. Televizoare din alea cu un sistem dedicat, internet. Deci, ce mai zic, nu se încălzește aproape deloc, probabil din cauza că e tensiunea mică. Vedeți, este lipit bine. Un integrat de aici au fost alea cu mai rău de felul lui. Fiindcă, din câte vedeți, am lipit alte picioruși de integrat. Asta e, dar chestia e că funcționează, nu buze, nu nimic. Dar se vede ce am folosit. Da, cam asta e tot. Pot să vă arăt. La revedere!